Astfel arăta în urmă cu câteva zile blocul operator al Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Mese de operație rupte și lămpi vechi de mai bine de 30 de ani, care abia mai luminau. Medicii erau nevoiți să opereze în condiții extreme. Partea cea mai importantă aici este faptul că s-a schimbat masa de operație. Era o masă de operație jarnică de aproape 50 de ani, de când dau bolnavii de pe ea, în condiții în care la urologie se fac intervenții chirurgicale performante. Dacă vedea un politician, era mai bine. Că atunci poate nu s-a ajungeat să stă 50 de ani asta aici. Într-o țară în care se vorbește despre o moarte clinică în care a intrat sistemul sanitar, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu, a conștientizat prioritățile locuitorilor acestui județ. Sănătatea și învățământul sunt două domenii spre care acesta și-a îndreptat atenția și a înțeles că pentru dezvoltarea Mehedințiului este nevoie de oameni sănătoși și cu carte. Criza a fost, este și va fi. Și niciodată bani suficienți să faci totul nu are. Important e cum prioritizezi și cum îți stabilești prioritățile și investițiile în județul Mehedinți. Dacă ești sănătos, dacă ai minte în cap, poți să faci lucruri bune și pentru județ. Dacă oamenii sunt nesănătoși și nici carte nu învață, nici treburi bune pentru județ nu fac. Dacă învățământul și sănătatea se investesc în ele și se vor investi, cel puțin în județul Mehedinți cu siguranță, și oamenii din județul Mehedinți vor fi niște oameni de foarte bună calitate și județul va arăta altfel. Banii alocați de la Consiliul Județean pentru modernizarea blocului operator al spitalului vin după aproximativ 30 de ani, timp în care niciunul dintre cei care s-au perindat la conducerea județului nu s-a interesat de condițiile în care lucrează medicii și totodată nici de modul în care sunt operați pacienții. Ca specialiști care sunteți cu toți aici, eu zic că e o investiție bună. Foarte bună, vă felicităm și vă mulțumim. E un început foarte bun. Asta e important. Trebuie să-l finalizăm. Deci blocul operator trebuie pus la punct. A schimbat puțin fața sălilor de operație. Adică avem, în general, 3 mese de operații foarte performante. Avem, în general, 2 lămpi chiaritice foarte performante. Ca mobilier pentru sălile de operație, cu excepția unei lămpi achiziționate în 2011, nu s-au mai făcut în ultimii 30 de ani. Achiziții. Sentimentul care îl simt astăzi aici nu l-am simțit de foarte multe ori, pentru că consider că este cea mai importantă investiție pe care poți să o faci ca un om politic sau ca o administrație județeană în sănătate. Știți foarte bine că sistemul sanitar din Mehedinți a fost rău famat în tot acești ani de zile și faptul că vorbea doamna directoare că de 20 de 30 de ani au auzit și doctorii până acum că de zeci de ani de zile vorbim că nu s-a investit nimic în sănătate, e o rușine. Și nu rușinea medicilor, rușinea administrației publice județene care au condus județul Mehedinți și oamenilor politici care au fost și au condus județul Mehedinți, este o rușine pentru toți, să le fie rușine, pentru faptul că nu știu să prioritizeze și n-au știut să prioritizeze până la urmă și importanța pe care o are sănătatea în viața fiecărui om. Chirurgii Spitalului Județean sunt mulțumiți de faptul că în sfârșit cineva se interesează de modul în care aceștia își desfășoară activitatea. Pacienții vor beneficia și ei de condiții mult mai bune de acum înainte. Avem un bloc operator frumos, probabil că cel mai frumos bloc operator pe o rază de 200-300 de kilometri în jurul Severinului. La Creva nu veți găsi așa bloc operator, poate că la Timișoara, la Pădurea Verde, la chirurgie cardiacă, în rest nu veți găsi așa frumusețe. Sigur că era nevoie. Era nevoie să fie și frumos și bine dotat și curat. Dacă e nou și frumos, poți să-l ții și curat. În primul rând, cetățenii din Drobeta Turnu Severin beneficiază de aceste condiții și cei din județi, dar cu prioritar cei din Drobeta Turnu Severin. Ne bucurăm și sperăm că și noi de la nivelul Consiliului Local avem niște proiecte să sprijinim Spitalul Județean în dotarea cu aparatură și pe alte zone. Cum spunea și domnul președinte Adrian Dui, cu prioritar în acest moment este să faci sălile de operație, acolo să lucrezi și după aceea intrăm și pe secții. Mulțumit de investiția pentru care a alocat banii, președintele Consiliului Județean a părăsit spitalul nu înainte de a le face medicilor și o promisiune. Se conștientizează ce avem în Spitalul Județean și că, într-adevăr, avem o sală de operație deosebită, că se începe modernizarea blocului operator cu ajutorul autorităților noastre. Și că țin foarte aproape cu noi. O și finalizăm, numai cu începem. Sunt convins. Pentru că lucrurile de jumătate de măsură nu țin. Da. Deci trebuie completat și, până la urmă, toți medicii trebuie să fie mulțumiți. Nu poți să selectezi urologie, chirurgie, ortopedie. Nu, toată lumea trebuie să fie mulțumită. Și până la finalul viitor, vă promit că tot blocul operator va fi dotat cu ce trebuie. Tot.